Autoritățile județene iau măsuri sporite pe rasa județului în contextul în care avem până în prezent două focare de peste porcină africană confirmate. Comisia Locală pentru Combaterea Bolilor s-a întrunit astăzi sub coordonarea prefectului pentru a aproba planul de acțiune în perioada următoare. Două din cele mai importante măsuri adoptate în ședința extraordinară a Comisiei Locale pentru Combaterea Bolilor se referă la exploatarea masei lemnoase din zonele afectate și la vânatul mistreților din aceste perimetre, în anumite condiții. Vreau să spun că la acest CLCB care l-am convocat astăzi, pe lângă membrii de drept acestei comisii, am chemat și gestionarii și administratorii acestor fonduri de vânătoare și nu numai, am chemat și reprezentanții unităților administrativ-teritoriale pentru că în planul de măsuri suplimentar care a venit de la Comitetul Național au oarecum și unitățile administrativ-teritoriale, primăriile au ceva responsabilități cu privire la implicarea financiară. Fondurile de vânătoare afectate în județul Sălaj sunt. Fac precizarea la început că județul Sălaj deține 33 de fonduri de vânătoare. Zona afectată astăzi identificată sunt fondul de vânătoare 30 Carastelec, fondul de vânătoare 31 Lapiș, fondul de vânătoare 27 Măgura, fondul de vânătoare 22 Panic, fondul de vânătoare 28 Chiești, fondul de vânătoare 27 Șamșud, fondul de vânătoare 29 Husen și fondul de vânătoare 20 Zalău. Exploatarea masei lemnoase în județul Sălaj, mai ales în zonele afectate, dorim să ridicăm această măsură, că practic am oprit în celelalte hotărâri care le-am adoptat, am oprit exploatarea masei lemnoase, fac un apel pe această cale populației să stea liniștită pentru că nu oprim, adică ridicăm această măsură, lăsăm să se facă exploatarea masei lemnoase, dar nu oricum. Riguros controlată prin aceste puncte de dezinfecție. Practic, ce să înțelegeți prin asta? Direcția silvică, după un plan foarte bine stabilit, vom ști exact când și unde se exploatează masa lemnoasă, vor veni, acolo vor fi la fața locului aceste echipe de dezinfecție, care atunci când masa lemnoasă va fi adusă în arealul de exploatare, se va face dezinfecție. Fondurile de vânătoare afectate, în zonele afectate. Filozofia nouă și măsurile care am luat este de a reduce efectivele de porci misteți în aceste fonduri. Dar cum? Doar prin acțiuni de dibuire și la pândă. Deci, practic, facem un vânat în regim continuu, da, într-un mediu mai, să-l numic, mai liniștit. Acești porci vânați din această zonă afectată nu vor fi eradicați, după aia incinerați și îngropați în situ, în zonele prestabilite. O importanță, și asta am rugat și reprezentanții unităților administrativ-teritoriale să facă apel prin comunicate, prin biserică, prin tot ce au pârghii de comunicare în zona locală, că nu trebuie impacientat, dar cred că ar trebui să facem o acțiune de conștientizare până la urmă a populației, că porcul mistreț e o specie migratoare. Noi boala o putem ca și om aduce și transmite mai departe. Cred că e cazul și ar fi bine măsuri minime de biosecuritate să le aducem fiecare în gospodăria noastră. Direcția de Sănătate Publică și Direcția Sanitar-Veterinară duce și aduce informații utile către autoritățile publice locale, care-i dezinfectantul, cum trebuie să se facă. Sigur, și acum aici apelul meu către primari a fost să disemineze mai departe această informație și să facă și ei, dacă pot, o acțiune mai conștientă, tocmai ca populația în gospodărie să ia niște acțiuni minime de biosecuritate. Ca măsuri complementare, guvernul adoptă și dă despăgubiri. Este o altă acțiune ulterioară care va fi în județul Sălaj și ele vor începe de săptămâna viitoare, pentru că tot fondul ăsta cinegetic, care noi îl diminuăm și la Port Mistreț, administratorii fondurilor de vânătoare vor fi despăgubiți. Sumele le cunoaște.